Frate, când am... Salut, eu sunt Teo și, bă, frate, a trecut ceva timp de când sunt cu Chessy, un an și... 6-7 luni mai exact. Bine că nu e aici, un caz și că mă omora. Și bă, vă dați seama, cu bune, cu rele, a trecut foarte mult timp, a făcut foarte multe lucruri împreună și foarte multe lucruri pentru prima dată. Și unele lucruri amuzante, unele serioase. Și hai să ne așezăm azi în fața camerei ca să fim și cu voi aici și să depănăm amintiri împreună, mă cazi. Și într-o manieră mai serioasă, bine, dar hai că în serios, dacă e râde, vezi de pula cap. Dar înainte să înceapă vlogul, voiam să vă anunț că aveți 25% reducere la întreaga colecție de merch dacă adăugați la sfârșitul comenzii codul de reducere TO25. Spor la cumpărături și vizionare plăcută la vlog. Băi, și acum că am luat-o și pe iubita mea, că singur doar nu puteam să fac vlogul ăsta, să povestim, să nu știu ce. Cum facem? Cine începe? Că mie nu-mi trece nimic în cap acum. Mamă, înainte de vlog eram mamă, deci zic de aia, zic de aia, zic de aia. Acum iar nimic. Încep eu? Păi cum e pe începute, pe neîncepute? Păi nu e Îți vine ție ceva în minte acum? Da. Hai zi tu, începe. Bine, bebe, fii atent. Prima dată când ne-am scobit în nas. Păi eu mereu mă scobesc în nas. Da, mama, mama asta de când sunt mic. Băi, oriunde sunt, mă uit așa stânga-dreapta, l-am făcut pe ăsta de aici și după aia mă șterg pe ce apuc, mâncați aici. Deci aveam un birou când eram mic, o culoare mai roșiatic, așa. Băi, dacă te uitai sub el, era mină de muce și de pula cap, era jale. Dar așa tu, da, eu... nu te scobești în nas. N-am genit-o. Poate se ascunde bine, face pe spioanca pe astea, că mai are de astea. Eu mă curăț, nu mă scobesc, mă curăț la baie. Cureți tu, nu te scobești, zic că ne bagi degetul ăla, de nu se mai vede, și al bagi și ți-ai scos minereurile alea din nas. Așa, prima dată, când a fost primul nostru date? Primul nostru date a fost atunci la film, dar eram mai mulți gen. Nu, primul nostru date, noi doi. Nu știu că a fost acum o lună. Da. Nu, n-are cum. Da, da, acum m-am recompensat zile, nu. Da, acum m-a scos la date, acum două săptămâni, o săptămână, nu știu. Mâine cred că te-am scos la date. Mâine, deci nu mâine, poimine am scos-o la date, măcar atunci. De curând. De ce minți? Ce? Că te-am mai scos. Până acum cu italienescu și cu alea nu te-am mai scos la date? Ba da! Te iau acum la capace. Îmi strici machiajul. Fapt, noi am mai ieșit așa la mall sau la un restaurant să mâncăm, doar că nu neapărat, nu am fost singuri. Am mai fost cu un cuplu sau cu niște prieteni. Suntem trici, bebe, trebuie să recuperăm. Da, singuri de foarte puține ori am ieșit și nu știu să zic când a fost prima dată. Băi, nici eu nu știu, jur că nu știu, efectiv îmi trece nimic în cap. Ca să vezi că nu ne-am pregătit cu nimic pentru vlogul ăsta, hai să fie natural. Nu știu, jur că nu știu. Nici eu, v-am explicat, atâta pot să zic. Prima dată când... Eu când am tras prima dată un purs de față cu tine? Știu, îmi amintesc clar ce am mai povestit într-un vlog când a tras ea. De s-a auzit, eu eram la calculator, s-a auzit un pfff. M-am întors, hey! bebe, ce s-a auzit? Nimic, nimic, ce s-a auzit? Nimic, nimic. Nu mai exagera. Asta am povestit, bebe, s-a auzit. S-a auzit un pfff. Și eu cum am făcut? E, știți cum sunt eu cu exagerările, da? S-a auzit tare, da? Da, da, bebe, este în regulă, da, este natural, normal. Este perfect, da. Normal, da? Este așa, la mine, prima dată s-a întâmplat acum 3-4 luni, nu? Da. Da, că eram încă la tine acasă, la tine. Eu nu mi-am amintesc prima dată, că eu fac mereu, gen, nu, n-am de-astea. Cred că după vreo 2 luni, după ce ne-am mutat la tine. Așa și... târziu? Cred că le dădeam fâsuite. Păi da, și... le dădeam fâsuite și noi ziceam. Atunci l-am auzit cum prima dată. Cum s-auzi, mă, fâsâită? Vezi că te-am prins cu minciuna. Păi nu, atunci... Fâsul ăla se dă... Bebe, lasă-mă să se zic! Se dă cu o strategie, doar dacă e sunet prin prejur și ca să fie fâsâită trebuie să-l ții un pic înainte și după aia să nu-i dai drumul într-o dată că dau... Ai înțeles? Este o tactică, n-aveai... Nu, am des... Nu, minte! Bebe! Minte, după... n-avea cum să-mi depisteze fâsâitele. Au. Ascult și pe mine. După două luni de când ne-am mutat la tine, atunci ai dat o auzită, gen. Atunci ai dat să se audă. Păi și de unde știai tu că le dădeam fâsite? Că tu ai zis că le auzeai. Le mai miroseam. Ah, asta e altceva. Ce să faci, mai sunt de da. Ori fi ele fâsuite, da? Este oameni până la urmă, nu e ceva de rău sau de bine, da? Nu ești așa, suntem cam mai tâmpiți așa. Da. Da, nu. Prima mâncare mâncată împreună.
pizza. Comandant de la aia, dar nu-ți place ție. Sigur nu a fost în vintage când ne-am oprit la un Subway după club? M-am oprit cu tine la un Subway după club? Nu! Prima dată când am mâncat ceva împreună a fost când am fost la o persoană acasă după club. Și am comandat ceva acolo. Atunci a fost prima dată când am mâncat împreună. Eu n-am mâncat acolo. N-ai mâncat acolo? Nu. Atunci... Deci prima mâncare mâncată cu tine a fost când am comandat de la pizzeria aia gen, de nu-ți place ție, și am mâncat. Și am mâncat o pizza cu 15 feluri de brânză. Ba nu aia a fost prima dată. Noi sigur am mai mâncat un Subway înainte. Bebe, eu n-am mâncat Subway cu tine. Bebe, mă, e la mișto! Eu n-am mâncat Subway cu tine. Niciodată? Ba da, când mergeam noi la cluburi și la alea, când veneai, păi când făceam mese. Da. Da, dar nu a fost prima dată. Ba da, a fost și prima dată. Unde-i făina aia, mă, să-i dau că... Da, pizza sau sandwich? Așa, ia zi. Oricum fast food. Hai, mai zici și tu. Deci, uite o întrebare grea. Parcă astea au fost ușoare până acum. Unde suntem praf la jocul ăsta? Când a fost prima dată, după ce am început să locuim împreună, mă refer, când am dormit separat, eu știu. Când m-am dus cu Mândre și cu Dima la Cluj. Da. Da, eu știu. Tu nu știi, eu știu. De ce n-ai încredere în mine, a? Pentru că a fost de mult și a fost o singură dată. Și mă așteptam să nu mai țin minte. Deci doar o singură dată am dormit singuri. Primul nostru sărut. Auziți, băi, ne jucam adevăr și provocare. Și ăștia cu care ne jucam ne-au ginit că... De fapt, ce simt, le zisese. Le zisese că îmi place de el. Păi da, da, mă giniseră și pe mine că îmi place și mie. Și ia, fii atent că le facem și ustă. Și nu știu, nu mai știu ce provocare ne-a dat. Și ne-am pupat. Ți-a plăcut atât de bun. Și mie mi-a plăcut. Acum e ok. Așa, zi. Prima noastră ceartă, baby. Jur că nu știu. Eu știu, și tu știi. Aia a fost prima noastră ceartă. Când ne-am întors de la mare și m-am supărat eu. Da, că nu-i zisesem că am avut treabă cu o fată. Atunci și ea a fost pusă într-o situație. Aia a fost prima? Da, atunci ne-am certat. Mamă, pe aia a fost după multe luni. Noi ne-am certat de 2-3 ori în total, mare. Nici măcar, nici nu știu. Ba nu, am avut vreo 5-6, dar mai mici. Da, exact. Da. De-astea minore, gen. Uite, așa facem noi când ne certăm. De unde? prima dată când am fost la toaletă împreună. Mama, a trecut mult timp că ție era rușine și acum ție. Băi, viețele, deci cu treaba mică ne-am obișnuit repede. Până la urmă, într-o relație, bă, frate, e normal. Un bărbat are nevoile lui și femeia își face și ea nevoile. Suntem oameni, da? Și cu treaba mică am mai fost cum a fost. Hai, mergem amândoi și ei și îi și era frică de întuneric și mereu era... Da, e bine, hai că vin. Și mergeam. Dar acum a fost problema cu treaba mare, că era rușine, că femeile, știți și voi, nu se... Nu fac treaba mare ele. Ele fac căcuță. Căcuță. Căcuța, ai înțeles? Nu știu. Și prima dată a fost acum în Grecia, frate, când a făcut de față cu mine, gen. Eu mereu când intram să văd ce face, gen, că stă prea mult, o găseam așa. Și se uita la mine, mă vedea și pe el. Făcea o dată. Da, cum a fost prima dată, ești bun? Prima dată când ne-am văzut. Tu când m-ai văzut prima dată? Ne-am văzut prima dată la Hip Hop Takeovers. Păi da, dar eu prima dată te-am văzut pe net, gen, pe Instagram. Înainte de Hip Hop? Da. Cum adică? Și eu eram așa, șustache, ia să vedem ce mai mișcă, că eram pe perioada aia, aveam mamă, fete, e bun la cap. Nu o să cred. Da, și te-am văzut la Luis, te-am văzut și am intrat, mamă, ce, ia uite-o pe asta, ce mișcă. Mamă, câtă bună e asta, frate! Ai, 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 ce fost, ce tot, mama, și și pe aia te-am văzut la Hip Hop Takeover. Păi da, așa ziceam, dacă nu te cunoșteam, ce ziceam? Ia uite-o pe domnișoara, ce Sima, ce frumoasă e. Ia uite-o pe asta, că suntem bărbați, vedem pe a înțelegi? Ia uite-l pe ăsta. După aia am văzut-o la petrecerea aia, gen. Eu te-am văzut acolo prima dată. Da, dar nici nu m-ai văzut, de fapt, că nu, erai cu nasul pe sus. Nu, eram cu nasul. Da, unde era? Ce Sima. Ai zâmbit, n-ai fost cu nasul pe sus, dar nu mi-ai acordat atenție. Ia zi. Eram rușinoasă, de fapt, bebe. Eram așa, prea mulți oameni, prea multă lume. Eu nu știam aproape pe nimeni. Eram nou în oraș. Nu, era greu. Am înțeles. Și nu puteam să fiu atentă la tot ce mișcă. Trebuia să fiu atentă doar păi să... Păi trebuia să fiu atentă la mine, nu la tot ce mișcă. Prima dată când ne-am cunoscut părinții. Pe mine m-a luat tare doamna Berta. E, ce faci, mă, ce? Nu știu ce? E, cu fata mea, să ai grijă de ea, să nu știu ce. Aolo, eu eram mâncat de gură, dar unde am? Cum era?
era. Stai că tu nu mi-ai zis nimic. Vorbea cu mine de la telefon, că el de obicei cu foșii tăi nu vorbea. Și mai ții minte că dă-mi-l și mie pe Teo să vorbesc da, cu el. Dar nu știu exact data. Primele luni am cunoscut-o pe maică ta. Da, și eu la fel, și chiar mai devreme. Și pe că tu mai târziu că a fost plecat în Croația. Da. Nu știu dacă la o lună sau o lună și un pic am cunoscut-o pe mama ta, când am venit și am dormit la tine prima dată. Mm. Și mă așteptau, deci m-am trezit. Erau? Noi am venit acasă, cred că... lasă-mi să zic, te rog frumos. Și dădeau coate între ei, erau mamă, dar acum e, băi, gata, vine. Eu, noi am venit acasă târziu, când ei dormeau deja și ne-am pus în camera lui și am dormit. Și apoi, când m-am trezit, m-am dus la toaletă și am avut noroc, nu era nimeni. Dar când m-am întors de la baie, mă așteptau în bucătărie și bunica ta și mama și cred că era și tata în bucătărie și toată lumea. Și am ieșit, am deschis ușa de la baie și toată lumea se uita la mine. Wow. Și eu nu știam cum să reacționez, că eu m-am simțit prost, că gen am venit acolo, nici n-am, am venit cu noaptea în cap și așa mai departe. Și eram așa un pic rușinoasă, am crezut că o să se supere pe mine, dar au fost... Cine să se supere pe tine, mă? Părinții tăi. Ai mei? Bebe, că am părinți venit... de băiat să se supere pe fată că a venit la el. Păi da, dar întoi un opție așa și când am venit cu ziua ca să întâi să mamă, facem cunoștință. Mamă, da, s-a abținut mama că voia să te urecheze așa. Ce, ai venit la băiatul meu târziu în noapte? Nu, dar au fost cele mai drăguțe până la urmă. Și acum presupun că ce așteptați cu toții, prima noastră dată. Prima dată când am devenit mai intim așa. Băi, și eu consider că lucrul ăsta gen pentru fiecare cuplu e ceva de ținut pentru el, pentru că e ceva intim și până la urmă e normal după o relație lungă să faci asta, dacă ai încredere în persoana respectivă și așa mai departe. Și asta preferăm să nu o spunem. What? What the fuck? Sper să nu ne jurați acum, știu că sunteți curioși, da? Asta e. Da. Păi, vezi, cam asta a fost și vlogul. Sper că v-a plăcut, sper că v-a simțit bine cu noi, sper că v-am sunt zâmbețel pe buze. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, să lăsați un comentariu cu ce mai vreți să filmăm împreună. Poate vreți războiul prankurilor 3, am văzut. Da. Așa, să vă abonați la canal și la mine și la Cesi, să ne dați un follow și pe Instagram pentru că acolo suntem mai activi. Mai are foarte puțin Cesi să facă și ea 100.000, frate, și aș aprecia mult de tot și eu, dar și ea, dacă i-ați da acum un subscribe. Și până data viitoare, frate, nu uitați cu zâmbețelul pe buze și la fel de fericiți, v-am pupat, mamă, mi s-a îngurat, mamă. Papa!